Vă așteptăm în spațiul de lansări, începând de acum, cu primul eveniment dedicat cărții lui Lucian Boia, până spre seară, după ora 7, cred că vom încheia. Sper să, ca programul nostru, să vă bucure și la această ediție a Bookfest-ului. Vorbim despre cum am trecut prin comunism, primul sfert de dat. Este prima carte a istoricului, prima carte de memorie a istoricului Lucian Boia. L-am invitat și mulțumesc că a acceptat să participe la Bookfest într-un dialog cu Ioan Stanomir, profesor la Universitatea București, Facultatea de Științe Politice. Aceasta este o carte pe care veți descoperi o plecată bine de candoare, începe cu primii ani din viața lui Lucian Boia. Va lămuri multe din lucrurile care au circulat în spațiu public despre originile sale. Dacă îmi permiteți și dacă îmi permite și zgomotul de la Bookfest, am să încerc să vă citesc câteva rânduri înainte să-i dau microfonul lui Ioan Stanomir. Se naște așadar în 1944 Iarna, într-o familie de intelectuali, în cartierul Cotroceni, se naște acasă, într-o casă în care, spune Lucian Boia, bunicii mei s-au mutat prin 1932, cu chirie, nu ca proprietar. Să-și facă o casă era ultimul lor gând. Proprietarul fusese Steinbach, administratorul casei regale, acum era fica acestuia. Vila arăta din ușor, retrasă de la stradă, cu o curte mare în față și împărțită în trei apartamente, parter, etaj și mansardă. Ai mei ocupau parterul, 4 sau 5 camere, exact ce trebuia unei familii cu 4 membri. Bunicul meu, Corneliu Morandini, bunica mea Francesca și cele 2 fetele lor. Fulvia, născută în 1920, și Lidia, în 1922. Fulvia e mama mea, un nume destul de rar. Era mai frecvent în Roma antică și îl mai poartă încă azi câte o italiancă și mai rar câte o româncă din Ardeal cu părinți fideli curentului nativizat al școlii ardelene. Când i-am spus cândva unei doamne că am pe jumătate rădăcini ardelenești, a răspuns că bănuia că așa stau lucrurile. Cum? De unde? Mi-am dat seama imediat când am aflat că pe mama dumneavoastră o cheamă Fulvia, spune ea. Cu un asemenea nume nu putea să fie decât ardeleancă. N-am vrut să-i stric plăcerea, pentru că nu i-am mai explicat că pe mama o chema Fulvia din motive italienești și nici de cum ardelenești. Ceea ce, cum vom vedea îndată, nu mă împiedică să am totuși 50% sânge ardelenesc, însă din alte surse. Eu mă opresc aici, v-am citit acest fragment, tocmai pentru a crea un cadru, o ramă familie, pentru portretul familiei Lucian Boia. Vine dinspre Italia, partea de nord, pe jumătate este dintr-o familie italiană și din partea tatălui, o familie crește de români. Am să-i dau microfonul lui Ioan Stanomir și mulțumesc foarte mult, e o plăcere să ne aflăm la acest dialog și, așa cum am vorbit cu Gabriela mai și cu dumneavoastră, cred că formula conversațională ar fi cea mai fericită. Așa cum a spus Gabi, e vorba pentru un fel de un roman de familie și un roman de formație a dumneavoastră. Și aș începe dialogul întrebându-vă cum vă priviți copilăria. Știu că este o întrebare mai degrabă clișeizată, dar a fost o copilărie fericită, a fost o copilărie obișnuită sau prin lentila timpului care a trecut, este o copilărie pe care o idealizați, e un spațiu arcadic. Cum vă raportați la copilăria dumneavoastră, care pare, așa cum iese și din pagina acestei cărți, o copilărie foarte diferită de cele de care au parte copiii de astăzi? Da,
face de copii de astăzi, fără îndoială că e diferită. Dar altfel, gândindu-mă la perioada copilăriei mele, cred că a fost o copilărie obișnuită, pur și simplu. Într-un context mai puțin obișnuit. Deci un stat totalitar, pe de o parte, pe de altă parte, oameni care încercau să ducă înainte viața lor normală. Deci nu e nimic extraordinar în copilăria mea. Poate aceste origini la care vă referiți, dar e vorba de o familie de italieni stabilită în România, chiar înainte de a exista România, spre mijlocul secolului al XIX-lea. Și nici lucrul ăsta nu este neobișnuit. E perioada asta, secolul XIX, de modernizare, de occidentalizare a României, a societății românești. Proces la care au participat foarte, foarte mulți străini. Era nevoie de competențe de tot felul pe care românii nu le aveau încă. Așa au venit și acești italieni, mai ales în calitate de constructori de drumuri, de poduri. Dar sunt mulți alții care s-au stabilit aici, și germani, și francezi, și maghiari, etc. Și cei mai mulți s-au asimilat. După 3-4 generații, sigur, mă leagă ceva ca amintiri de familie din acest trecut, să spunem, italienesc, dar amintiri sunt români ca toți românii. În genere, românii au destule raporturi străine, cum să spun, în țesătura lor biologică și intelectuală. Cam atât. Aveți în cartea dumneavoastră pagini aproape de scriitor, dacă vreți să spun, despre cartierul Cotroceni, un cartier de care ați fost apropiat. Și cum îl vedeți astăzi? Mai revizitați locurile copilăriei? Mai aveți o legătură afectivă cu cartierul Cotroceni? E legat de această trecere de între timpuri, pentru că este trecerea de la copilărie la adolescență sub regimul comunist? Cum vedeți astăzi cartierul Cotroceni? Ce mai înseamnă el pentru dumneavoastră? Da, trec relativ prevent prin Cotroceni, chiar dacă în viteză, cum să spun, fiindcă locuiesc de câteva decenii, locuiesc pe militari, nu departe de Cotroceni. În copilăria mea era însă departe, fiindcă Bucureștiul se termina cam unde este acum statuia Leu, piața respectivă, Palatul Cotroceni. De acolo, în continuare, era comuna militară, o comună suburbană, așadar locuiam în Cotroceni, chiar la margine de București. Era un cartier vile, dar nu de vile luxoase. Aș spune de clasă de mijloc, în cartierul Cotroceni, mulți intelectuali, scriitori și ofițeri erau destui mici în aradul regal în apropiere și cu numele de medici și ale străzilor, inclusiv la un moment dat apare strada Doctor Petru Groza, un doctor care nu era chiar medic, dar probabil s-au gândit guvernanții de atunci că un doctor poate să fie asociat celorlalți doctori care dau numele cartierului Cotroceni. Da, era un cartier cu o marcă, să spun, intelectuală destul de evidentă. Altceva în raport cu ceea ce este astăzi. Astăzi amintesc că a devenit un fel de cartier de lux, un cartier al parveniților, în bună măsură. S-au schimbat lucrurile. Scrieți în cartea dumneavoastră că proveniți dintr-o familie pe care o numim a clasei de mijloc. România astăzi încearcă să-și reconstruiască o clasă de mijloc, cu ce succese rămâne de văzut. Dar și întreba, care ar fi valorile clasei de mijloc și ce tip de valori ați simțit că dominau în mediul dumneavoastră familial, privind retrospectiv? Da, cred că una dintre aceste valori, în orice caz una care m-a marcat puternic,
este sentimentul libertății. Libertății individuale și, sigur, libertății fiecăruia dintre noi, libertății în plan social, politic, cultural. Cred că asta a fost lecția cea mai importantă pe care am primit-o în familie. Libertate însă cu respectul unor reguli, inclusiv cu normele de politese, cu ce privește raporturile cu ceilalți. Cam asta ar fi răspunsul meu în privința valorilor care m-au marcat. Ați fost licean. Ce tip de lecturi v-au marcat în liceu? Pentru că am sentimentul, citindu-vă cartea, că majoritatea lecturilor au fost pe răspăr cu programa și că ați locuit pe o planetă care nu era chiar planeta Republicii Populare Române din perspectiva lecturilor. Nu mi se pare că ați fost un elev al lecturilor obligatorii, ci dimpotrivă un elev al lecturilor în margine și în contra lecturilor obligatorii. Care ar fi amintirea dumneavoastră despre aceste lecturi care, într-un fel, v-au ajutat să vă separați de lumea care vă înconjura? Bine, eu am fost cam întotdeauna în răspăr, inclusiv cu programa școlară, și cred că sunt și astăzi în răspăr cu programa școlară de istorie sau cu multe din abordările privitoare la istoria națională. Lecturile care m-au marcat bine la vârsta de 13-14 ani, mă gândesc la Jules Verne, am citit cu pasiune romanele disponibile în epoca lui Jules Verne. Mai târziu am scris o carte publicată în Franța în 2005 despre Jules Verne. Da, sigur, nu mai spun că mama mea îmi citea traducând în direct în românește din romanele Contesei de Ségur. Asta mi s-a părut foarte amuzant gândindu-mă acum în ce lume trăiam în anii 50 și ce lume era lumea Contesei de Ségur, o distanță ca de la cer la pământ. Da, am reușit până la urmă prin lecturile mele, prin viața noastră de familie, să mă izolez cât am putut de bine, sigur, nu complet, dar într-o măsură apreciabilă să mă izolez de ce se întâmpla în jur, adică de toate necazurile aduse în principal de regimul comunist. Deci am trecut, aș îndrăzni să spun, că am râs ca prin apă prin regimul comunist. Am fost atins în spirit sau în ideile mele, în maniera mea de a gândi, în comportamentul meu. Cred că am ieșit, îndrăznesc să spun că am ieșit bine din comunism și nu cred că cineva ar putea să observe la mine reminiscențe de gândire sau de atitudine de tip comunism. Aparțineați unei lumi care era permanent în atenția securității și a regimului. Ați simțit în jurul dumneavoastră o presiune? Vorbiți de arestarea, cred că, a tatălui dumneavoastră, Vitreg, dacă rețin bine. Care a fost relația cu această permanentă presiune, care chiar dacă era difuză, probabil că era permanentă în mintea dumneavoastră? Cum ați scris? Și mi se pare că există și anumită pudoare în cartea dumneavoastră. N-ați dorit să vă exhibați aceste răni ale adolescenței, dar este clar că familiaritatea cu represiunea comunistă a însemnat ceva pentru dumneavoastră. Da, dar aș spune că era ceva intrat deja în obișnuința oamenilor în cotidianul vieții. Deci în anii 50 auzeam tot timpul vorbindu-se în familie despre oameni mai mult sau mai puțin apropiați de noi și despre membrii ai familiei care au fost arestați, au trecut prin închisori, prin interrogatorii. Deci aș spune, nu vreau să fiu cinic, dar aș spune că asta era într-un fel normalitatea anilor 50. Sigur că lucrurile astea dureau, sigur că lucrurile astea au imprimat sentimentul unei nesiguranțe al vieții. Mă gândesc la mama mea, a rămas
o teamă chiar după ieșirea din regimul comunist, o teamă difuză, nu aplicată neapărat de un eveniment anume, dar a rămas în ea teama asta, teama unui om care trecuse prin decenii, prin mai multe decenii de comunism. Sigur că lucrurile astea ne-au marcat, dar în același timp am încercat să trăim și o viață normală și cred că am reușit, inclusiv păstrând valorile pe care familia mea le avea bine imprimate dinainte de comunism. Omul se obișnuiește cu toate și lucruri care par teribile, până la urmă intră în țesătura asta a existenței umane. Ați ales facultatea de istorie într-un moment care făcea trecerea la ceea ce noi numim liberalizarea cu ghilimele de rigoare din epoca regimului Ceaușescu. Cum se pare retrospectivă această secvență geografică? Când ați învățat facultatea de istorie, care a fost un termen clișeizat mai știi dumneavoastră, și care este privirea retrospectivă asupra acestui episod? Relaxare ideologică, fără îndoială că a fost spre sfârșitul anilor 60 și în primii ani după 1970. Și s-a vândut și la facultatea de istorie. Eu oricum vreau să fac istoria de când aveam 12-13 ani. M-am hotărât că fac istoria într-o perioadă când deformările istorice de tip roller erau cât se poate de prezente și de opresive. Deci, n-am făcut în mintea mea o prea mare legătură între istoria mea și istoria celorlalți. M-am dus la facultatea de istorie ca să fac nu istoria lor, ci istoria mea. Tot timpul am făcut istoria mea. M-am comportat într-un fel rebel, aș spune, față de imperativele sociale, politice, ideologice și cred că măcar în mintea mea am reușit acest lucru. Sigur, relaxarea ideologică a însemnat ceva în anii 60 și 70, dar nu m-a apropiat de comunism în niciun fel. Nici măcar de comunismul cu fază umană, care s-a dovedit o utopie, o imposibilitate. Eu am avut tot timpul în mine adevărurile mele, viața mea interioară și cu astea am mers înainte prin comunism, la un capăt la celălalt. Mi se pare că relația noastră privilegiată cu cultura franceză e întărită de momentul în care în România deschisă spre Occident apar publicațiile franceze. Avem câteva pagini foarte interesante și încărcate de emoție privitoare la aceste momente. Care dintre revistele de atunci a însemnat cel mai mult pentru dumneavoastră? Cine trebuie să ne ferim de un răspuns frivol? Știu că România o să abărâtă totdeauna parima asta. Este o publicație printre altele. Atunci era o publicație cu statut mitic. Da. A fost un moment pentru mine, un moment extraordinar când a început să vină presa franceză. Asta s-a întâmplat de la mijlocul anului 1964, după faimoasa declarație din aprilie și în sfârșit politica independentă, să-i spunem, sau așa zis independentă, pe care se angajează atunci Partidul Muncitoresc Român și România. Da, a fost ceva ce lucru mi-a venit să cred inițial. Era un magazin din acela de difuzare a presei pe strada Doamnei, la 2 pași de facultate. Și acolo, la un moment dat, mi-au sărit în ochi titlurile acestea, ziarele, revistele. Deci, în principal veneau și erau și ieftine, 2 lei, 2 lei ziarul, înseamnă că francezii subvenționau presa aceasta. Deci veneau Le Monde și Le Figaro, iar ca reviste, L'Express, Paris Match, într-adevăr,
Nu, în ierarhia mea a lecturilor, ca să spun așa, apreciam atunci Dumont în cea mai mare măsură, dar citeam destul de des și lui Figaro. Între reviste, Parimașul bun, am mai răsfoit și eu, dar revista mea preferată a fost L'Express atunci. Și astea au contat foarte mult pentru mine, nu pentru formarea unei orientări liberale sau democratice, de asta n-aveam nevoie, n-am avut nevoie niciodată să mă învețe cineva ce înseamnă liberalismul sau democrația. Asta ne-a purtat cu mine de la bun început, sau fără presă franceză. Însă era toată informația extraordinară pe care nu puteai să o capeți și o căpătai cu totul parțial, ascultând, eu știu, vocea Americii, Europa Liberă. Nu, eram informat grație acestor ziare și reviste, la fel ca oricare dintre cititorii occidentali. Și asta a fost extraordinar. Timp de câțiva ani cât a ținut această bază de liberalizare jurnalistică, ca să-i spun așa, până pe la începutul anilor, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Aș întreba, în raport de celelalte cărți pe care le-ați scris și, slavă Domnului, sunt puține, v-a fost mai ușor sau mai greu să scrieți această carte? Știu că apropierea de biografie întotdeauna o apropiere dificilă, nu știi cât, ce și cum să spui despre tine însuți. O privire în oglindă care pe unii îi sperie și de aceea unele spirite evită să publice în timpul vieții orice fel de texte autobiografice și le lasă în postumitate. De asta ați optat pentru confruntarea cu biografia în timpul vieții. De ce? Da, mi-e greu să răspund la întrebarea de aici, însă mi s-a părut normal. M-am ocupat ca istoric atât de mult de viețile altora, încât mi s-a părut o chestiune de echitate și de decență să mă ocup și de mine, să nu-i pun sub microscop doar pe ceilalți, să mă pun pe mine însuși. Am constatat că, într-adevăr, aveți mare dreptate. E mai ușor să vorbești despre alții decât despre tine. Este destul de greu să te apreciezi pe tine însuți și sunt zone care dispar din memorie. Memoria e foarte, foarte ciudată. Am rămas în minte cu scene, cu lucruri nu de foarte mare importanță, unele cu totul nesemnificative, în timp ce am uitat enorm din lucrurile mai importante care s-au petrecut. Din fericire, s-a păstrat și jurnalul acesta la care fac referire de când eram copil, iar apoi, dacă voi scrie în continuare în această serie memorialistică, am o cantitate imensă de corespondență care am citit în vremea din urmă câte ceva din scrisorile primise sau primite de mine din anii 60, anii 70. Sunt lucruri pe care le uitasem complet și grație acestor documente îmi revin acum încetul în minte. Nu, n-am ideea asta. Știu că se practică să scrii memoriile, sigur, în timpul vieții, dar să las să fie publicate postum. Nu, pe mine mă interesează dacă fac ceva să am un contact real cu oamenii, cu cititorii mei, și asta nu pot să o fac decât pe timp sunt încă în viață. Deci nu știu dacă voi continua sau nu, probabil că voi continua, depinde acum și de primirea care se va face acestei cărți, care e totuși altfel decât celelalte cărți ale mele. Și probabil că voi continua să scriu și tot așa ce am de spus să spun ca să fie cunoscut încă din timpul vieții mele. Nici nu înțeleg de ce să las un asemenea text să fie publicat postum. Eu vă mulțumesc și cred că e vorba până la urmă, cum spuneți, de un anumit curaj în confruntarea proprii biografii. Biografia noastră deja este o biografie publică, cred că mai degrabă este vorba de o explicitare pe care o dați prin această carte și în același timp un pariu pe care l-ați câștigat, acela de a dovedi că nu sunteți doar un istoric, ci sunteți și un prozator, pentru că e o carte care dovedește o
o stăpânire stilistică remarcabilă. E o carte care, cred eu, va surprinde în măsura în care vă va scoate din clișeele în care sunteți instalate. Totdeauna e bine, cred, ca autor să-i surprinzi pe cititor. Și din acest punct de vedere, decizia noastră a fost o decizie temerară, dar perfect justificată, aceea de a scrie această carte. Și cred că este un sentiment mai general, acela de a aștepta și celelalte volume și de a vedea cum evoluează acest roman de formație pe care îl scrieți noastră și în care sunteți principalul personaj. Da, vă mulțumesc, doamne Samuel, foarte mult pentru cuvintele spuse despre mine. Înțeleg că sunt pe care să devin și scriitor, să vedem dacă voi fi acceptat în această tagă. Da, eu îmi urmez drumul meu și vom vedea ceva. Mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că sunteți aici. Autografe, vă așteptăm în partea stângă a spațiului de lansări. Mulțumesc.